Bună ziua, prieteni! Eu sunt Niculina și bine ați venit la mine! Astăzi facem brioșe cu banană și cacao. Este un desert delicios și pufos pe placul tuturor. Este o rețetă simplă, rapidă, care este iubită atât de cei mici cât și de cei mari. Ne trebuie 150 de grame de făină, 2 banane, 150 de grame de zahăr, 2 ouă, 150 de grame de ricotta, 75 de ml de ulei, 15 grame de cacao, 4 grame de bicarbonat, un plic de vanilie și o lămâie. În bolul robotului punem 2 ouă, le mixăm la viteză mică până când încep să crească în volum. Punem zahărul și mai lăsăm 2-3 minute să se topească zahărul. Punem ricotta în 2-3 rânduri. Punem și uleiul în fir, continuând să mixăm încă puțin. Scoatem robotul și în bol strecurăm 150 de grame de făină, 15 grame de cacao și 4 grame de bicarbonat. Le amestecăm cu ușor cutelul. Punem plicul de vanilie. Lămâia o spălăm, o uscăm și radem coaja pe răzătoarea cu dinții mici. Lămâia o tăiem în două, stoarcem zeama. Cam asta este compoziția noastră. Este mai groasă, dar curge. Bananele le curățăm, le tăiem în două. Apoi feliuțe subțiri. Le mutăm într-un bol. Punem o lingură de făină și le amestecăm, tăvălind toate feliile de banană prin făină. Le dăm deoparte, pregătim tava cu hârtie pentru brioșe, punem în fiecare formă o lingură de aluat, ajutându-ne de două linguri. Punem câte o linguriță plină cu felii de banană. Punem din nou o lingură din compoziția rămasă.
o linguriță, nivelăm ușor pe deasupra. Din toată compoziția mi-au ieșit 10 bucăți. Dăm în cuptorul static preîncălzit la 180 de grade pentru 25-27 de minute. Sunt gata, le lăsăm la răcit, cernem puțin zahăr pudră pe deasupra și le putem servi. Haideți să vedem cum sunt în interior. Sunt atât de pufoase și fragede, iar gustul este absolut delicios și aromat. Avem un desert perfect pentru micul dejun sau când avem poftă de ceva dulce. Asta este tot. Poftă bună! Vă mulțumesc și vă aștept la următorul deliciu pregătit cu mare drag pentru voi. La revedere!